Hristos a înviat! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tocmai în aceasta stă minunea că voi nu știți de unde este și El mi-a dezlegat ochii și văd. Iubiți credincioși, astăzi este ultima duminică în care ne salutăm cu Hristos a înviat, cu buna vestire aceasta și răspundem adevărat a înviat. Este ultima duminică dinaintea înălțării Domnului, este duminica a șasea după Paști, o duminică în care Sfinții Părinți au rânduit a ne mângâia cu aducerea aminte a unei vindecări, a unei vindecări minunate pe care Mântuitorul a săvârșit-o înaintea ucenicilor, dar și înaintea poporului și vom vedea și a atras foarte multe comentarii pentru că a fost săvârșită în zi de sâmbătă. În general, Mântuitorul când vindecă pe cineva, întâi îl întreabă, vrei să te faci sănătos sau ce vrei de la mine? Și acesta îi răspunde, dar iată că astăzi, în Ierusalim, pe lângă sinagogă, Mântuitorul a vindecat pe cineva fără să-l întrebe. Și era zi de sâmbătă. Și cum l-a vindecat? Trecând pe acolo, ucenicii au văzut un om orb din naștere, pe care îl cunoștea pe semne toată lumea, pentru că imediat l-au întrebat, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Și atunci Mântuitorul a răspuns foarte calm și blând, nici el n-a păcătuit și nici părinții lui, ci pentru ca să se arate slava lui Dumnezeu, trebuie să fac lucrurile care îmi sunt date să le fac, cât este lumină. Eu sunt lumina lumii. Și s-a apropiat de bietul orb din naștere, a scuipat jos, a făcut tină și a uns ochii orbului și l-a trimis la scăldătoare, la Siloam, care tocmai acesta înseamnă trimis în evreiește, și când să se întoarcă, după ce s-a spălat în Siloam, omul s-a întors văzând. Și întorcându-se văzând, a fost văzut la rândul lui și de alții și au spus, oare nu este acesta care ședea și cerșea? Și unii spuneau că el este, alții numai că seamănă cu el, și îl întrebau pe față, tu ești? Și el răspundea, eu sunt și acum văd. S-a dus această vorbă și fariseii au început interogatoriul. Acum, pe românește, știți că s-a dezvoltat o linie paralelă de zicători și de proverbe. Și după cum se spune că nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită, au căutat să găsească cine e vinovatul. Bă, ăsta vede. Adică noi care știam că fișa postului era aici să stea liniștit și să nu vadă cum căutăm noi în pormonele bancnotele mai mici sau cum căutăm după zornăit care sunt monedele și să vedem care e una mai mică dintre ele să-i dăm și el să nu vadă ce primește. Acum s-a făcut unul dintre noi și iată panica. Să știți că această panică nu se creează numai, s-a creat la poarta Siloamului acum 2000 de ani în urmă. Nu, această panică e printre noi. Când vezi că cineva începe să răsară, știi, să fie mai răsărit, imediat intrăm în panică, bă, stai așa, cum a făcut primul milion, un alta, știți? Că așa se spune, nu să nu întrebi pe niciun milionar cum a făcut primul milion, că după aia poate să-ți explice cum s-a mulțit acel milion și cum a devenit multimiliardar. Dar să venim la orbul nostru de la Siloam. Orbul nostru a fost chemat în fața unei comisii, probabil. Știți că atunci când se vrea să se rezolve o problemă, se numește un om să rezolve problema. Când se vrea să se complice problema, se instaurează o comisie. După care, peste această comisie, mai vine și altă comisie. Acum, cum devine aracipul, vine aracisul, vine să vadă care e situația, vin să facă tot felul de verificări. Un fel de comisie de asta s-a înființat ad hoc și l-au chemat. Păi, omule, ia vino, care e treaba cu tine? Tu, de când nu vezi? De când nu vedeai? Păi, așa m-am născut. A, n-ai văzut deloc, nu? Și acum de ce vezi? Păi zice, a venit la mine
un om pe care îl cheamă Iisus, i-a și spus ca să știe omul care interoga, probabil că era președintele de comisie. Că știți, într-o comisie numai președintele ia bani, ceilalți membri deloc. Dar el pune întrebări, el semnează la sfârșit, așa se face. Probabil că și atunci era la fel. După ce l-au întrebat și au văzut că el o ține pe a lui, că a fost vindecat, zice, păi da, dar noi știm despre Iisus ăsta că e un păcătos. Zice, că e păcătos eu nu știu, dar un singur lucru știu, că nu vedeam și acum văd. Și bineînțeles că l-au dat afară. Au chemat părinții. Știți că acest obicei de a chema părinții la școală de către profesori e mai de mult. Și după ce a văzut că nu se mai înțelege pe românește cu berbecul, vine părinții. Au venit părinții și zice, nu vă supărați, este vârstnic, adică are vârsta la care poate să răspundă singur. Are vârsta, dar nu ne-a convenit nouă răspunsul. Zice, voi ce ziceți despre el? Păi da, l-am născut orb și acum vede. Restul vă spune el. L-au chemat iar. Păi nene, n-a scăpat. Vedeți cum la un moment dat crezi că scap de anumit interogatoriu și tu răspunzi și într-adevăr, dar problema este următoarea, dacă nu răspunzi cum vrea să audă cel care te întreabă, n-ai făcut nimic. De exemplu, pe părintele Arsenie l-a întrebat când erau în pușcărie, l-a întrebat un coleg de-a lui de celulă, zice, au bă frate, dar asta ce-ai făcut? Și nimic. Și cât ți-au dat? 40 de ani. Adu-te bă, că dacă nu făceai nimic îți deau 25. Adică dacă răspunzi sincer, nu te crede nimeni. Așa s-a întâmplat și cu bietul nostru om. Și l-au luat iar la întrebări. Păi dacă nu vezi, că dacă te-ai născut așa, că de ce te-a vindecat sâmbăta, dom'le, întrebați-l pe el. Dom'le, noi știm că oamenilor păcătoși nu le răspunde Dumnezeu cu facerea de minuni. Și a început și în cadrul comisiei să se petreacă așa oarece zâzanie. Unii ziceau că dacă e păcătos să nu-l mai băgăm în seamă, alții, dom'le, dacă e păcătos și Dumnezeu lucrează pe mâna lui, ce facem cu el? Și până la urmă a scăpat bietul om, fost nevăzător, actualmente văzător, prin faptul că i-a luat puțin așa peste picior pe românește. Și mi-aduc aminte că în Pateric este un episod în care Ava Antonie primește vreo 2-3 frați foarte îmbunătățiți, ziceau ei, care spuneau, Ava, nu înțelegem cum este cu faptul că dacă cineva îți dă o palmă, să întorci și obrazul celălalt. Păi zice, foarte bine, întorci și obrazul celălalt. Că nu e nevoie neapărat să-ți mai dea o palmă, dar tu trebuie să întorci obrazul. Vom vedea, poate e două, nu una. Sau poate nu e niciuna. Și după ce au stat ei așa și au cugetat, au zis, părinte, știți ce? N-am înțeles. Și atunci Ava Antonie a chemat pe cel care îl slujea și zice, fă-le o fiertură fraților, că sunt neputincioși. Adică dacă le dădea niște fiertură, înțelegeau tot. Asta înseamnă că i-a luat puțin așa în derâdere ca să le arate pe ce categorie se află ei de neputință. Neputința intelectuală, fraților, nu se drege cu nicio fiertură. Acum ne mai păcălește cât un doctor, ne mai dă cât o bulină, așa, dar nu e chiar așa. Chiar se ducea cineva la o librărie să ceară o carte care îmbunătățește foarte mult ținerea de minte, memoria. Și se uită vânzătoarea la el. Ce extraordinar, domne! Păi ți-o dau pentru a 10-a oară. Dar să revenim la fratele nostru și să vedem ce s-a întâmplat. Dar să zic că după ce le-au, cum i-a ridiculizat ei? Le-a spus, nu cumva vreți să vă faceți și voi ucenic al aceluia. Atunci au dat seama cei din comisie că nu mai au ce discuta cu acest element, revanșard și așa mai departe, nu vă mai aduc aminte de vechile epitete pe care le foloseau comisiile dinainte de 89. Sunteți prea mulți pe aici care să vă aduceți aminte, să mă completați și apoi mă fac de râs dacă nu știu pe toate. Poate le-am uitat eu. Mă duc să caut cartea. Iubiți credincioși, problema este următoarea. După ce s-au lămurit ei că nu mai au ce discuta cu el, că i-a făcut de râs și așa mai departe, că
și au propus ca cine îl mai mărturisește pe Iisus să piară odată cu el. Și de aici au început să-și ascundă săbiile gândirii și ale silogismului acestuia iudaic de a scăpa de un om. Conform principiului, mai bine să piară un om pentru popor, adică decât să stricăm noi lada noastră cu mere frumoase, să scoate mărul la care mi se pare nouă că nu mai este de categoria respectivă. Și l-au îndepărtat. Ei, acest îndepărtat s-a întâlnit cu cine credeți? Cu Mântuitorul care făcuse tină și îl vindecase. Acum să știți că din punct de vedere logic m-am gândit de când eram copil. Zic, bă, dar de unde știa el că este Iisus? Că așa a zis, că un om care se numește Iisus. Bun, știa că auzise. Auzise, dar îl văzuse vreodată? Nu-l văzuse, zicem noi. Pentru că în momentul în care îl văzuse că a făcut tină, el era orb. Și nu un orb așa, un orb fără nerv optic. Era orb din naștere. Acum noi să știți că dacă mai purtăm câte un ochelar așa, ne mai uităm pe câte o carte, așa m-ați văzut și pe mine, mai încurc câteodată că nu-i port mereu ochelarii, dar îmi aduc aminte de ceea ce scrie pe acolo și mai zicem două, trei cuvinte pe lângă ele și nimerim până la urmă mesajul. Da, dar eu n-am fost orb și nici chior de când mă știu. Mai port ochelari, că acum sunt ochelari de bătrânețe, nu sunt, s-au împărțit acum cu dioptriile astea. E, dar revenind la ale noastre, francezii au o vorbă frumoasă atunci când înveți ceva pe de rost, este un parcœur, adică pe inimă sau prin inimă sau din inimă. Românul merge și mai departe, zice, pe de rost înseamnă cu ochii închiși. Cu ochii închiși, adică fără să mai ai tot felul de ispite sau materiale didactice, să te uiți pe acolo, pe acolo. Când știi ceva cu ochii închiși, apoi știi de tot. Înseamnă că orbul nostru, de cât auzise despre Iisus, auzise despre Iisus și acum îl vede. Îl vede și Mântuitorul nu era așa cu cartea de vizită, cum e acum cât un șef, știi, deschizi ușa și pe birou, primul lucru pe care îl vezi este acel port vizit. Și vezi cum îl cheamă, câte școli a făcut. Este, numele devine foarte, foarte mic, are numai două cuvinte, maxim trei, care a fost botezat mai amplu. Dar în rest, ce scrie jos acolo, nu mai știți că e în engleză sau în românește, că e manager sau nu știu cum. Are vreo două, trei rânduri. Deci sub două nume, prenume, sunt încă trei rânduri cu ceea ce e omul. Adică omul nu mai e ceea ce vezi tu. Trebuie să știi despre el ceea ce nu poți să vezi. Mă rog, în spate sunt biblioteci întregi, de rafturi cu tot felul de diplome, pereți întregi cu, mă rog. Ei, acum, orbul nostru n-a văzut pe Mântuitorul exact ce scrie acolo, expert în, sau medic primar, specialitate oftalmologie. Nu, l-a văzut că este Iisus. Dar cum l-a văzut, mă, fraților, că e Iisus? Când el a venit de la scăldătoare și n-a mai văzut pe nimeni în jur decât pe aia cârcotaș. Ah, asta e cheia. I-a văzut pe cârcotaș, de știa cum arată un cârcotaș, șef de comisie eventual sau membru din comisie. Știa cum arată unul care vrea să-l întrebe numai să bage în seamă, știa cum arată unul care să-l interogheze, dar când l-a văzut pe Iisus, știa că nu-i ca ei. De asta și-a dat seama că este Iisus, că nu era ca ceilalți. Înseamnă că omul începuse să vadă cu adevărat. Vedea ce e cârtirea în lumea asta, vedea toată nenorocirea pe care el, săracul, n-o văzuse și cred că nici n-o bănuise. Se spune că odată într-un tren, într-un compartiment, un om foarte mirat se uita numai și numai pe geam. Și de când pornise trenul și coborise așa printr-o văioagă, nu se mai oprea spunând, vai ce frumusețe, nu-mi imaginam să fie așa ceva. Vai de mine, dar ce frumos e. Ia uite și râul ăsta, ia uite și floarea asta. Bineînțeles că acum cei din compartiment au crezut că vine după la psihiatrie. Mă, nene, mata, vii de la spital? Da, aici am avut dreptate. Zice, vin de la spital, dar să știți că vin de la spital după niște intervenții. Da, se cunoaște bine, nu mai a venit cu mata. Dacă vine de la spital, e clar. Da, să știți că eu n-am văzut până ieri nimic. Hopa, se schimbă situația. Cum adică? Păi eu eram orb și am avut niște intervenții deosebite, a venit o comisie de medici, mă rog, și acum văd pentru prima dată.
ce înseamnă culoarea verde. M-au învățat ăștia pe spital că iarba asta are culoare verde și ce mult îmi place. Oamenii care vedeau de ani de zile, probabil că erau și navetiști pe trenul ăla, n-au mai băgat în seamă nici că s-a schimbat anotimpul, că ruta nu s-a schimbat. Nici verdeața de acolo, că era în fiecare an la data respectivă la fel. Vedeți ce înseamnă rutina. Nu ne mai bucurăm de ceea ce trebuie să ne bucurăm. Cum de altminteri, nu ne bucurăm niciodată că suntem sănătoși, decât atunci când începe să ne înțepe câte ceva, vine așa cum vă zicea fratele nostru Gabriel Ilicianu, vine vedeta, zice, gata, îl doare inima, ăsta e cu inima, sau îl doare capul, ăsta e cu capul, cu vertijul, cu una cu alta. Nu știm niciodată să ne bucurăm de ceea ce avem. Nu știm niciodată să spunem, da, domnule, ăsta e un lucru frumos, e un lucru bun. De ce? Pentru că, zicem noi, așa e omul. Păi da, dar omul trebuie să se îmbunătățească. Va să zic că omul ăla care stătea la poartă și cerșea, a putut să-l vadă pe Iisus, să spunem așa, printr-un procedeu de roman polițist, prin excludere. Dacă el văzuse numai și numai cârcotași, cum am zis, care îl interogau, iată că Mântuitorul, care era altfel, imediat a fost interogat de acest orb și când s-a apropiat de Iisus, Mântuitorul a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și a spus, cine este, Doamne, ca să cred în El? Este Cel care îți vorbește, Cel pe care îl vezi. Și a spus, da, Doamne, cred, și s-a închinat Lui. O să spuneți ce simplu. Păi da, credința, să știți că nu este un silogism foarte complicat. Credința nu este ceva pe care trebuie să-l explici sau să crezi că ai de dat explicații sau justificări de ce crezi sau de ce nu crezi. Nu! Credința este de-a dreptul. Crezi în Fiul lui Dumnezeu? El, săracul, a fost luat așa. Ce să fac? A pus și el o întrebare. Cine e, Doamne? Și la întrebarea este cel care stă de vorbă cu tine, cel pe care îl vezi, a zis, cred, Doamne, și s-a închinat lui. Păi câți dintre noi, după ce, așa pe românește, îl sâcâim pe Dumnezeu cu tot felul de întrebări și cu tot felul de necazuri, Doamne, dă-ne aia, după aia nu, ne dă aia, dă-ne aia-ilaltă. Dacă ne întreabă Dumnezeu, crezi în Fiul lui Dumnezeu, acum noi am putea să facem și noi, cum zice românul rusofon, păniznaiu, și să spunem, de cine e, Doamne? Păi, măi, nene, e ăla care îți răspunde la rugăciuni, e ăla care îți dă drumul la soare dimineață, îți dă drumul la apă și... Chiar îmi aduc aminte că v-am mai spus o dată, dar îmi place foarte mult să repet acest lucru. Când spălați un vas în chiuvetă, vă gândiți vreodată că acum 50 de ani ar fi trebuit să faceți vreo 2-3 km să aduceți o găleată cu apă să spălați? Să vedeți la prima farfurie sau ceașcă de cafea pe care o beți în după amiaza aceasta, dacă veți aduce aminte de ce v-am spus eu acum, veți conștientiza ce înseamnă să dai drumul la un robinet și să curgă apă. Să curgă apă, nu să pui apă într-un vas și după aia să speli și în alt vas să pui ca să clătești și să ai grijă nu cumva să te duci cu spuma dintr-o parte într-alta că ai încurcat-o. Trebuie să care apă toată ziua. Dar minte să mai și gătești, să ai ce spăla. Vă imaginați? Am mulțumit noi vreodată lui Dumnezeu într-ajuns pentru lucrurile pe care le avem. Acum nu facem altceva decât... Când te duci să speli un lucru, de exemplu o haină, lucru pe care îl poate face acum foarte bine și un bărbat și nu trebuie să se codească, e decât să alegi, dar nu e așa de simplu, să știți. Eu când am spălat prima dată, nu cu mâna, cu mâna spălam când era mică, era problemă, e ușor. Acum m-am apucat și eu să spăl. Bineînțeles că am luat rufele și le-am băgat în mașină. Am pus acolo ce cantitate scria și când le-am scos, erau toate roșii. Scăpase un prosop roșu între haine. Va să zică, totuși trebuie ceva pregătire și antrenament și pentru lucrurile mărunte. Dar noi când facem lucruri atât de mărunte, ne mai gândim că acestea puteau să fie un coșmar pentru viața noastră, nu? Nu, se pare că este cu totul și totul firesc, e normal. Da, pentru că după câțiva ani, după ce am făcut grozăvia asta, am zis eu, bine, am învățat.
Și le-am luat din mașina de spălat și le-am băgat în cea de uscat, știi, acum, ca să nu mai bată soarele, să nu mai bată cineva când tinzi rufe, e mai elegant să le iei și lasă-mă, nu știu eu. Și le-am luat, bineînțeles. Dar era un lucru care nu trebuia să fie băgat la aburii aceia și s-a compromis, bineînțeles. Și mi-am dat seama că mai am multe de învățat. Chiar dacă mi se pare mie că un lucru este firesc, mi se pare pentru că văd pe soția mea că le face firești. Dar nu sunt lucruri firești. Mi-aduc aminte de profesorul nostru, Mihai Rădulescu, de limbă franceză, de la facultate, spunea, băi copii, ce faceți toată viața? Cu ușurință, cu ușurință faceți și la bătrânețe. Zice, mie dacă îmi dai să bag în ață, în ac, niște ață, zice, puteți să-mi dați 15.000 de lupe, să-mi aprindeți lumina, tot nu o să reușesc. Nici din prima, nici din a doua, nici din a treia, că am încercat, înainte de a vă spune vouă. Era un tip foarte, foarte practic. Zice, dar să știți că dacă îi dau soției mele un ac și o ață, nici nu contează în ce mână ia acul și ce mână ia ața, pot să-i sting și lumina, că nici n-apuc eu să o sting bine, că ea zice, gata. Pentru că asta a făcut toată viața. Iubiți credincioși, ar fi bine ca vederea aceasta să o ducem mai departe. Mesajul de vindecare pe care Mântuitorul îi transmite astăzi este unul superb. Acela că ceea ce face Dumnezeu firesc și simplu, omul din păcate îl pune în comisii, comitete și vrea să-l desființeze. Și astăzi avem în față un om care și-a recăpătat vederea ancestrală, să spunem așa, că el nu mai văzuse niciodată, și pe partea cealaltă, o comisie care, până nu l-a văzut pe Mântuitorul răstignit, nu s-a lăsat. Dacă ne vom constata și noi într-un fel sau într-altul, băgat în vreo comisie de asta, de la comisie de scară de bloc, până la comisie înaltă, înaltă, înaltă de tot, să știm că mai înainte de noi au fost și alții și că Mântuitorul are leac pentru orice, numai pentru comisie, nu. Pe comisie o lasă până la a doua venire să-și găsească, să rezolve problema. Dar nu e treaba noastră, treaba comisiei. Că v-am spus, atunci când nu se vrea rezolvarea unei probleme, se înființează comisia. Dacă vrei să o rezolvi, după cum dacă cineva vrea să facă ceva, găsește soluții și dacă nu vrea să facă, caută explicații. Și începe să dea explicații, cum că nu e aia, aș face aia, dar n-am mai l-altă, n-am calificarea cu tare și așa mai departe. Iubiți credincioși, și mă bucur tare mult că astăzi am fost martorii unei vindecări totale. Omul acela n-a fost ajutat numai să vadă lumina zilei, a fost vindecat să vadă neamul omenesc așa cum este, să facă o comparație și să vadă cine este om adevărat și cine nu este adevărat. Și vreau să vă închei cu un singur lucru. Eram odată într-o biserică și am văzut pe cineva care se uită foarte, foarte urât la unul de lângă mine. Și când colo mă uit eu, mai atent și urmăresc privirea și nu se uita la unul de lângă mine, se uita la mine. Bă, dar se uita urât, de m-am întrebat, bă, ce am greșit? Bineînțeles că n-am aflat mare lucru, m-am corectat, am crezut că am pantalonii, cine știe, bă zic, pantofii, stai invers, se uita urât, urât. Cum să uită așa câte o mamă la un copil, dar nu poate să, că e în public și nu poate să-l muștruluiască, dar lasă, vezi tu ce te așteaptă acasă. A trecut acest moment și după vreo 2-3 ore m-am întâlnit cu cineva din anturajul femeii respective. Bă, zic, uite, o doamnă așa, așa, am identificat-o în ochii lor. Ce, da, ce e? Bă, nu știu cu ce i-am greșit, că a, zice, nu mă, așa se uite Dumnezeu ei. Să știți că mi-a dat Dumnezeu să mă mai întorc în locul respectiv și să constat și eu cu stupoare pe de o parte și cu bucurie pentru mine de pe de altă parte, într-adevăr așa era ea. Să uita la fel și când ploua și când era soare, și când era aglomerație și când nu era aglomerație, și când era la deal și când era la vale, la fel să uita. Cred că această uitătură face diferența între cel cu bună intenție și cel fără bună intenție. După această uitătură și-a dat orbul nostru seama că este în fața Mântuitorului, după ce văzuse atâția membrii de comisii care îi arătaseră indirect cum este lumea. Și Mântuitorul i-a arătat cum trebuie să fie lumea. Dacă vom învăța măcar astăzi să deslușim în privirile celorlalți
privirea noastră către ei, cu siguranță că vom ajunge și noi să ne apropiem de Mântuitorul și când ne va întreba, crezi tu în Iisus? Nu o să-L mai întrebăm cine e acela, ci doar o să spunem, da, Doamne, și să ne închinăm Lui. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.